După ce au lipsit ani la rând de acasă, 44 de familii se pot muta în locuințele din blocul fost de acum cu bulină. Lucrările la acest imobil s-au încheiat în sfârșit, iar timp de câteva zile locatarii pot cere anumite remedieri, pentru că observații mai sunt. Geamurile astea s-au pus și s-au dat jos din trei ori. Că de aia zveriat, de aia șpincul. Dar pe interior aveți ok, zveriat dacă s-au pus măcar alea. Haideți. Baghetele s-au făcut sau nici alea? Nu s-au schimbat baghetele, și baghetele. Nu s-au schimbat. Cu lacrimi în ochi, o femeie spune că nu credea că va mai ajunge în această zi. Am emoții, plâng de bucurie. Apartamentele de pe mijloc sunt fără balcoane. Cele de pe capăt sunt cu balcoane. Am înțeles. Ce faceți, doamna Rodica? Aici am crescut copiii, aici am trăit atâția ani. Aici o să vă creșteți nepoții. Acum venim din nou după 7 ani. Am îmbătrânit acum. Aici o să vă creșteți nepoții în continuare. Ia unde că sunt mari nepoții, nu mai. Mai multă bucurie. Este foarte important că au energie contorizată fiecare, au gaz metan contorizat fiecare și vor avea și apă contorizată individual în acest bloc. Circa 30 deja au discutat pentru a-și lua apometrele și a fi montat în perioada imediat următoare. Iar eu cred că după foarte mulți ani, mai bine de 7 ani de zile de când a început lucrarea, dar din 1992 gândirea acestui proiect, lucrurile vor intra în făgașul normal. Eu cred că săptămâna aceasta și săptămâna cealaltă vor fi finalizate aceste acțiuni, astfel încât să intre la comisiile Parlamentului. Și sper ca cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru toată lumea, să putem obține ceea ce noi am gândit, ca partea de consolidare a clădirii, care este și partea consistentă a acestei investiții, să fie asumată de către guvern, așa cum s-au întâmplat cu acele case la inundații pe care guvernul le-a refăcut sau le-a făcut din nou și sigur au rămas un sprijin pentru oameni, iar oamenii efectiv să suporte doar creșterea condițiilor din apartament. Adică ce înseamnă? Nu știm exact. 60%? Cam 60%, din total, cam 60%. Ceea ce ar fi foarte important, un sprijin important pentru oameni. De ce nu s-a terminat mai devreme? Din câte știu, 5-6 ani de zile, el a fost ținut sub observație. Să vadă dacă cele două scări, în urma expertizei, se mai deplasează sau se mai lasă fundațiile. Noi zic că ne-am descurcat, am mers destul de repede cu lucrările. Pe perioada de iarnă, cât a fost anotimpul friguros, au fost întrerupte 3 luni de zile. Are subsol locul? Este fără subsol. Este fără subsol. Cea mai grea parte a lucrărilor? Nu știu dacă a fost o parte mai ușoară, dar noi fiind învățați cu astfel de lucrări, toate sunt la fel de importante și la fel de grele sau de ușoare. Pentru câțiva locatari însă ziua aceasta a rămas o dorință. 8 dintre aceștia au trecut deja la cele veșnice. La Culțu nu prea aveau răbdare, dar în față și la domnul primar nu prea au zis nimeni nimic, că doar o podie au semnat de bunăvoie, nu i-a furtat nimeni. Ceilalți de la Scara și Vedorșana au avut bulina posă. Dar oamenii n-au vrut. Și rălătoare erau acum? De pare rău, dar din casă se vede în stradă pereții. Sunt toți crăpați și sunt foarte, mai ales când nu mai săpat să tragă gazul fiecare în casă. Mă, dar față de cum arăta blocul, se vede o... Este super, super. Eu știu cum am văzut apartamentul, dar nu mai zic că mă iau la bătaie. Legat de suma de bani pe care o au oamenii de dat înapoi, s-au plâns că e suma prea mare? Da, adică ei știau de 11.500 și acum s-au ajuns la 31 sau 33, nu știu. Abia mâine am înțeles că se termină toate calculele și... Dar, după cum a spus doamna Udrea, s-ar putea să aibă șanse să rămână, să plătească numai consolidarea, să nu mai... Să nu plătească consolidarea, da, ba, nu știu dacă sunt 10% din cei care depășesc 1600, no. Sunt cu o singură pensie, două persoane și pensie, maxim 10-12. Sunt. Aici o să fie. Eu, de când sunt eu, din 2007 au decedat, 8.
Pe locatarii celui mai solid bloc din Roman, după cum spun autoritățile, îi așteaptă însă o perioadă grea în care își vor muta lucrurile și se vor asigura că au toate contractele la utilități încheiate. Bani din buzunar vor scoate și pentru centralele termice de apartament. Din totalul de 44 de familii care vor locui în imobil, 5 vor avea de achitat către guvern rate lunare de 800 de lei. Și asta pentru că au venituri lunare pe membru de familie de minim 1600 de lei. Costul unui astfel de imobil se ridică acum la peste 30.000 de euro.